Bă, da, tu ești ce gătim astăzi? Ce-i cu tine? Nu, interpretabil. Zucchine. Asta, bă, zucchini. Ai venit să-l dea rând. Nu pune mâna, nu pune. Bă, dar eu sunt și proie. Ești la cel mai la fiert, vă ăștia? Da, le-am împită. I-au opărit. Puțin, le-am opărit, bravo. Cum ai pățit la mână acum? Nu m-am opărit. Dar ia-mă și pe aia și pe niște junglere. Și ce facem? Zucchinii de-asta fiert, atât tot? Nu, umplut cu sila. Da. Ceva. Cu ce îl umplem? Cu pe carne de vită tocată, bacon, parmezan, patrunjel, ceapă, usturoi, paprika, sare, piper. Cu ce îl umplem? Wow. Cu mâna. Da, cu mâna. Cu nebunie, felie, abia aștept să mănânc și știu că facem și ceva dulceastru. Facem un tort de mascarpone cu crema de ciocolată. Așa. Tu te mai mângâi singură din când în când, Patricia? De ce insiști? Eu... Ce să zic? Nu. Deci nu te mângâi? Nu. Viviana, ce te mână în luptă? E de la ce te-ai luat? Îmi place foarte mult... De mine. Era George lângă mine și... Caută ajutor! Nu mă gândeam neapărat la subiectul pe care îl expuneai acolo. Eram eu cu mine și cu dimineața și cu crema și cu gândurile ca mele. Tu de ce te mângâi, mă gândești lângă mine? Că ea să mângâie. Tu nu te dai cu cremă? Mai știi ce faci și cu... Te dai cu cremă? Eu mă dau cu cremă, dar solară. A, da, mă dau pentru protecție. Te poți arde și acolo. Da. Și pe plajă și în emisiune. Să și ferească peste Dumnezeu tot. Că am auzit că cele mai multe arsuri solare, de exemplu, sunt vindecabile. Dar sunt și arsuri solare ce nu înseamnă numai dureri locale pe termen scurt, ci dimpotrivă, roșeață, disconfort și vătămărie pe termen lung. Există situații în care arsurile solare, estimați telespectatori, accelerează îmbătrânirea pielii. Știați? Că dacă stai mult, faci riduri, se deshidratează pielea și dai dintr-una într-alta. Și mai grav, duc la formarea unor tipuri de carcinom. Și știți că e ăla, dar nu vreau să-i spun numele. Melanom carcinom. Da, boala aia. Da. Începe cu C și se termină la încer. Nu vreau să spun. Așa. De fapt, o formă de cancer de piele, ce să mai... Acesta este motivul pentru care arsurile solare trebuie tratate foarte serios, așa că am trimis-o pe colega noastră, Daniela Mireanu, pentru că toți suntem în perioada asta în care toată lumea merge la mare, la plajă, la piscină. Am trimis-o la un specialist să vedem și noi cum trebuie să avem grijă suficientă de pielea noastră. Bun găsit, dragilor! Discutăm astăzi un subiect extrem de important pe tot parcursul anului, însă cu precădere în acest sezon. Alături de noi în această dimineață se află Nazila Saki, medic specialist dermatovenerolog și supra-specializat în dermatoestetică. Discutăm astăzi despre arsurile solare. Da. Este un subiect extrem de important și delicat în același timp, pentru că mulți dintre noi nu îl abordează așa cum ar trebui, mai ales în perioada verii. Așa este. Și așa cum știm, pielea este cel mai mare organ al corpului. Trebuie să fim un pic mai atenți și mai precaut cu cum comportăm cu el. Ce înseamnă asta? Dacă în familie am avut persoane care a suferit de melanomă malig sau cancer de piele, atunci noi trebuie să fim mult mai atenți în momentele când expunem, să protejăm de soare cu ce știm. Asta înseamnă cremele de protecție solară, asta înseamnă orele, intervalele de orar, care de la 10 până la ora 4 nu este indicat, pentru că soarele este cel mai puternic și razele solare sunt cel mai dăunător pentru piele. Plus că să repetăm, că mulți dintre noi zice că da, ok, am pus cremă de protecție solară, dar atât odată, nu este suficient. În fiecare 20 de minute, în momentul când suntem afară, trebuie să repetăm acest cremă, expunem pe piele. Ce înseamnă? Chiar dacă suntem la mare, chiar dacă suntem la munte, chiar dacă suntem pe stradă, pe zonele unde sunt expuse, trebuie să se fim atenți ca să aplicăm asta de mai multe ori. Crema cu protecție solară nu ar trebui să ne lipsească niciodată. Niciodată, nici iarna, nici vara, pentru că mulți dintre noi credem că numai când este vara crema de protecție solară trebuie să fie aplicat. În schimb, în tot timpul anului există soarele, soarele există chiar dacă există nor. Important să fie minim măcar un 30 pus iarna, vara, ca să avem un filtru de protecție încât soarele să nu dăunează pielea. În
momentul în care ne expunem la soare în intervalele orare nepotrivite. Știm cu toții, mergem la mare, mergem la piscină, nu stăm de la 8 la 10, așa cum ar fi indicat, sau de la 16 la 18. Ce ar trebui să facem? Când este un semnal de alarmă? Când ne dăm seama că pielea noastră a suferit? Tipul de piele este foarte important, că eu vreau să precizez să cunoaștem tipul de piele. Deja că suntem un fototip 1. Ce înseamnă fototip 1? Adică o persoană care este foarte albă. Fototip 2, care este alb cu ochii albaștri, verzi, păr roșcat, da? Deci persoanele astea au predispoziție de arsuri solare mult mai puternică de persoanele cam cum sunt eu. Fototipul 3 sau 4, 5, care merg despre africani sau negri vorbind, da? De ce? Pentru că cu cât ai fototipul 1, adică pielea mult mai albă, melanocitele este mai puțin. Da? Atunci soarele, în momentul când vine, ele se adune și arde pielea. Adică ce se întâmplă? Roșiață puternică, uneori care se duce acest roșiață spre culoarea maroniu, uneori poate fi însosită de vezicule sau blister, adică cu gen coșuri cu lichide. Acele bășicuțe. Bășicuțe, da. Așa, și uneori putem să ajungem să facem bule, da, chiar mult mai mare, cu lichid mult mai mult, care poate să ne duce până la infecție, sau eventual un fel de cancer de piele. Dacă se întâmplă totuși să avem parte de un astfel de episod nefericit și să ne alegem cu pielea arsă, ce este de făcut? Deci, este foarte important, în momentul când vedem că roșiața este foarte aprinsă, este însosit de usturime, ne simțim frisoane, febră, o durere de cap foarte excesivă și atunci neapărat apelăm la medic pentru a rezolva problema sau prosoape, ude. Punem în zona respectivă, în cazurile foarte grave, bineînțeles, antibiotice locale și plus medicamente cu cortizon care trebuie să fie aplicat către medic la pacient. Trebuie să avem în vedere și ochii, fața, pentru că avem un pericol. Bineînțeles, pentru că pericolul nu este numai pentru piele, deci pielea este și în scalp, există și în jurul ochilor. Noi putem, dacă expunem, chiar nu ne credem că dacă suntem cu ochii închiși, lumina poate să se duce și chiar să aibă efecte foarte nocive pentru ochi. Ca să evităm acest chestie, trebuie să purtăm mai ales oamenii mai în vârstă sau oamenii care au o piele foarte sau au prin meseria lor, care trebuie să lucreze la teren, să o stau în zonele expuse, adică să stau chiar sub soare, în cauza meseriei, atunci ele trebuie să știe să păstreze într-un fel protecția cu pălăriile care acopere, este destul de mare, ca să zic, da? Culoarea să fie ales de haine alb, nu negru, pentru că negru atrage mai mult și se introduce ultravioletele chiar în piele și să acopere cu ochelari pentru protecție oculară, da? Și plus ce se poate cu protecție solară aplicată de mai multe ori pe zi repetate. Bun, deci am discutat astăzi despre un subiect extrem de important și anume expunerea la soare și ceea ce înseamnă acest lucru, trebuie să-l facem responsabil. Doamna doctor Nazila Sakhi ne-a dat câteva sfaturi, așadar țineți cont de ele.